Severinul Estival este o bucurie atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Palatul Culturii Teodor Costescu, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, a dat startul evenimentelor inedite pentru perioada de vară. În acest sfârșit de săptămână, în centrul orașului, sunt așteptați toți severinenii la o seară de dans, într-o atmosferă incendiară pe ritmuri samba. Ateliere de creație, concerte și filme în aer liber sunt doar câteva dintre elementele care descriu tabloul de vară. Programul cultural a pornit la inițiativa primarului municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, care a dorit să le ofere severinenilor și nu numai oază de bună dispoziție, momente de recreere și un divertisment de bună calitate. Avem o vară bogată, aș putea spune, pentru severineni și pentru cei care tranzitează Severinul, pentru turiști. Avem o vară a cinefililor. În spatele meu am un afiș cu 6 filme extraordinare care vor rula la Grădina de Vară. Punem în valoare Grădina de Vară pentru că este chiar este o autoritate în domeniul cinefil, să zic așa. Este un loc extraordinar pentru cei care vor să vadă un film de calitate, dar în același timp avem și pe strada pietonală din fața Fântânii Arteziene foarte multe lucruri frumoase. În acest sfârșit de săptămână, în centrul Severinului, reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu îi așteaptă pe severineni la o seară de dans, într-o atmosferă incendiară, pe ritmuri samba. Serile artistice vor continua cu ateliere de pictură, dar și cu faimoasele seri de film din curtea Palatului Culturii Teodor Costescu. Severinul Estival a început. Vinerea aceasta avem un workshop de dans, vom învăța împreună să dansăm samba, alături de profesioniștii Palatului Culturii Teodor Costescu, de coregrafi. Vinerile trecute am avut ateliere de pictură pe ceramică pentru cei mici și cei mici și părinții s-au bucurat de această experiență artistică. Vom mai avea acest atelier de pictură în 2 august. Tot în 2 august seara începe Vara Cinefil în Grădina Cinematograf cu filmul Două Lozuri. Evenimentele din seria activităților organizate cu prilejul Severinul Estival fac parte din programul inițiat de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin și implementat de Palatul Culturii Teodor Costescu. Intrarea la aceste evenimente este liberă.